Foarte mulți dintre bunicii și străbunicii noștri au participat la primul război mondial. Mulți și-au dat viața pe front, iar mulți dintre cei care au supraviețuit au rămas invalizi sau bolnavi. Această cifră o putem afla din singurul volum publicat vreodată pe această temă, Românii din țara Făgărașului, participanți la primul război mondial. Un volum scris de profesorul universitar Vasile Tabără și de fiul său, Radu Tabără, cu origini în Viștea de Sus. În carte apar 84 de localități din țara Făgărașului și oamenii din aceasta care au participat în prima conflagrație mondială. O carte rod al colaborării cu fiul domnului profesor și o carte în care noi revedem și ne revedem nu numai trecutul, ci în special viitorul. O carte în care noi ar trebui să învățăm, să ne prețuim înaintașii și toți cei care s-au jertfit pentru România, pentru că această țară să existe. Este o carte foarte voluminoasă. Este o carte grea din toate punctele de vedere. Și de ce este grea? Nu numai pentru că este o hârtie, da? Aici vorbesc și în calitate de coordonator al activității editurii Andreiana, unde sub egida căreia a ieșit această carte, dar este și o carte greu de digerat. Gândiți-vă că aici aveți pentru fiecare localitate, și acum revin la ceea ce spuneam legat de discuțiile pe care le-am avut cu părinții de aici, că este greu să găsești o casă în localitățile care sunt aici enumerate, toată țara Făgărașului, uneori și zona spre Rupea și inclusiv Valea Oltului, da, aici către Avric, este greu să găsești o casă care să nu găsească cel puțin o rudă menționată aici. De ce a apărut cartea? Sau de ce am vrut să scoatem cartea? Ce am vrut să arătăm sau ce vrem să arătăm prin această carte? În primul rând, să aducem în memoria noastră a generațiilor, a generațiilor actuale și generațiilor viitoare, pe cei care s-au luptat pentru menținerea unității de credință, a unității și demnității poporului român. Să-i cunoaștem, să-i venerăm, să-i respectăm, iar când trecem pe lângă cimitirele lor, să înălțăm rugăciuni pentru sufletele lor și bine ar fi dacă le-am putea urma și exemplu. Dacă știți cum se numeau bunicii ori străbunicii voștri, sunt mari șanse să-i găsiți consemnați în volum, pentru că marea parte din populația bărbătească a satelor a fost mobilizată pentru război. Din 12.710 oameni din zona noastră care au luat parte la război, 3.875 au murit, au rămas invalizi, bolnavi sau au fost dați dispăruți.